pisica mea de foarte mult timp, de 10 ani l-am. De 9, cred. 8? 7. 7, 8, 9, 6, ceva. Deci... Nu. 7, 8, 9, nu mai știu exact. Trebuie să mă uit în ăla lui. Are și, din ăla, carnet. Certificat de naștere și carnet. Ce? N-are chip? N-are, că pisicile nu se cipează, mă, numai câinii. Fitzenstein. Fitz. Băieții de la tatuaj. Deci, îți mai trebuie ceva sincer, că trebuie să mă duc să fac afișele astea. Lasă-mă în pace, tu nu înțelegi? Chiar am pierdut mâța acum. Mățile testimoniale, pe bune. Vezi, mă mir că nu, că nu-ți dau cu camera în cap. Să facem super din asta, rescue search party. O să fac de la tine, de la laptop. Dar nici nu știu cum să scriu. Alertă. Pierdut pisică. Dar ce fiți pisică? Pierdut fiți! Nu-i porc. Gata! Du-mi telefonul să fac story să pun. Mută-te și hai să mă ajut să fac un afiș cu copilul. Hai să facem cum avem o poză? Găsește pe Instagram, dă hashtag care și hashtag copilul, fizicul alb numărul Dan. No, alertă! L-am pierdut pe Fitz. Asta în caz că nu l-a ascuns Andrei. Și l-am căutat peste tot și nu-l găsesc. O să mai căutăm și mâine dimineață. El la început când ne-a mutat aici cu birou, m-a ieșit în stradă de câteva ori, dar l-au tot găsit oamenii și mi l-au dus și sper că de data asta o să mă ajutați și de data asta. Dacă îl vedeți, îl știți foarte bine pe Fitz. Mai postez și acum imediat o poză. Și dacă îl găsește cineva sau îl caută, să știți că ofer și recompensă. Zona, suntem în zona parcului Cațavilan, foarte aproape, ca să știți pe unde căutați. Deci, please help. Acum fac și afiș. Vă rog să mă ajutați că mă ia cu plâns. No, alertă! L-am pierdut. Stai să scriu. Cât să ofer? 1000 de euro? Mult. Cum e mult? Lasă-mă așa, mă, eu mă duc și la da. 1000 de euro. Ți-e pare mult? Da. Că ce? E mult 1000 de euro recompensă? Alertă maximă o să scriu. Nu, te las. O să să nu scriu alertă maximă, că ce dracu e, ca și să sperie oamenii că parcă vin rușii. Păi, pentru mine o alertă maximă, mi-am pierdut copilul. 200 de lei. 200 de lei? Cine mi-l duce mie pe fiți pentru 200 de lei? E și gras și greu. Poate trebuie să-l ducă de la 500 de metri. Cine să cară cu el pentru 200 de lei? 200 de euro. 200 de euro, e puțin. Lasă să mi-l caute, 1000 de euro. E mult? Bă, e o pisică. Păi cum adică e o pisică? E sufletul meu, e... Păi nu e doar o pisică. Păi cățelușul meu superb. Nici măcar nu te lasă. Și ce? E ce înseamnă pentru mine? E pisica mea splendidă, l-am de 7, 8 sau 9 ani. Nu știu exact.
Cât? 700 de euro? 200. 200 de euro? Nu mi-l duce nimeni! Ei, nu, ți-l aduc pentru 100 de lei. 100 de euro pe an. Dar lasă dacă totul iubește, să dai 50.000 de euro, dacă să fie. Nu 50.000. Hai 20. Să caut poză cu el. Da, stai. Aș pun bine, oamenilor, să vezi. Dar să mi-l ducă, că nu îi dau așa banii dacă nu-mi duce pisica. Nu, mâine dimineață la 7, toată lumea la birou, împreună cu Ticiu care va veni. Nu mă interesează că suferă după iubit, whatever, trebuie căutată pisica. Și am dat jos și o ciorul ăla cu numele de numărul de telefon, așa-i? Dacă nu suporta și ea, trebuia să stea lezi. Dar unde e oșciorul ăla lui? Nu știu, probabil pe la Simu. Dar nu mai îl are la gât, cu numărul meu de telefon, că mă sunau oamenii. Nu mai este. Ești si... Mă, dar dă după fiecare al vorul mortar. Uite aici câte poze avem cu copilașul. Îți mai dau? Ce? Poze cu el? Dar tu de unde ai poze? Mă, mi l-ai luat tu, nenu... Măi, Andrei, nu te iert, îți jur. Andrei, îți jur pe cea mai sfânt că te trimit la alt reality show de pe Antena Stars să te ocupi de altceva. Atât aștept. Ce să fac cu pisica? Dar să se ducă! Dar de unde ai tu poză cu fiț? A, dar câte ți-am dat să te ducă? Dă-mi pe mail una, ca să o facă. Da, nu, serios. Că e mai ușor. N-ai văzut la testimoniale cum a stat cu mine pe scaunul? Ba da, dar nu i-ai făcut poză. De unde ai poză cu el? Te-ai dus acum unde l-ai sechestrat, nenorocitule, și ai făcut repede o poză. Arată-mi... Arată-mi poza să văd eu unde e copilul meu pozat. Că imediat îmi dau seama că dacă e aici sau nu. Mașina mea nu se poate și la birou. Vezi? L-ai luat? Uite aici ce drăguț îi. Era pe Marlen. Cristi close-up. Îl vezi pe copil? Am și eu o poză cu el. Mă! Crezi că ăsta e copilul dus acum? Crezi că... L-am mâncat de Ingrid, nu știu de ce. Ce? Cum să-l mănânce Ingrid? Săracu! Ia stai să vedem de cât îl am pe copil. Din 2015, din mai. Cât e din 2015? 7? Taci, mă! 7. De 7 anișori l-am. Cătă, scrie titlul mare în Photoshop. Pierdut fiți, ofer recompensă, vă rugăm ajutați-l să-l găsim. Și să facem pliante vă mâine dimineață să împărțim. Crezi că îmi face cineva o farsă de Halloween? Că nu mai știi când celebrează lumea Halloween-ul, că vezi că în America Kardashian-urilor început cu celebrarea de la mijlocul octombrie. Crezi că mi-a făcut cineva o farsă de Halloween? Crezi că s-o fi deghizat în buburuză și zboară din floare în floare? Ce colindător să-l fure? Dar ce de Halloween să colindă? Aoleo, vin potăile alea mici să ceară bombonele. Crezi că mi l-or fi furat că fiți-i blând? Dar dă dracu cat! Tu nu înțelegi că l-am pierdut pe fiți!
mi-ai dat mai multe modele de fiț? Ce mai multe modele să-ți alegi? Nu mă mai lua la mișto, pentru că chiar l-am pierdut! Și a dispărut, dragă, și de Halloween, cu noaptea vrăjitoarelor, cu ziua morților, nici nu știu cum e cu sărbătoarea asta. Deci e semn rău să vină pisica, e semn rău să vină pisica înapoi. Clar, vă rog mult de tot, unul gras, că îl vedeți pe stradă, are și clopoțel la gât. Ding, ding, n-are? Are o inimioară roz? Nu cred că i-au dat jos ala de identificare. Pisica dispărută în noaptea, când se fac cele mai mari vrăji, unde e magie totală și neagră și în toate felurile, a dispărut pisoiul. Negru fiind, costea în frunte. E exclus să nu vină înapoi, exclus. Vorbesc serios acum, nu mai glumim, că pe asta e o pătargă. Că ea spune că n-are nicio treabă, i-a rupt de două ori coloana, dar iubește pisica asta și în viața ei, cred că de 7 ani. Nu mă, vorbesc serios. Și oricum ne au plăcut întotdeauna pisicile, dar Fiț e și personaj, că l-am cărat pe la toate evenimentele. L-am postat peste tot. A avut și el, a fost influencer Fiț pentru o mâncare de pisici. Să vină pisicul înapoi. Atât am doresc. Să faci poster? Păi da. Uite, e așa. Andrei, dar tu ai senzația că pe mine mă interesează, pe mine layout-urile tale scrie alertă maximă. Păi, faci orice poster? Da, cu roșu, alertă maximă, fiți pierdut. Uite așa. Oferă Lost Pet. Sunt convinsă că dacă vom scrie Lost Pet, cartierul vestit în care îi dăm office-ul va înțelege tot. O să strige pisica Lost. O să aibă senzația că îi chem la petrecerea lui Fii. Băi, alertă maximă! Cum adică? Hai că mă duc să-și fac. Cum? Au și la asta, cum să scrii, doamne, domnule, alertă maximă, zici că ne atacă rușii? Atac nuclear, pe bune. Pierdut mâță. Taci! Dă cat că mă enervezi, să mor că mă enervezi. Tu nu înțelegi că l-am pierdut pe Fiț. Dar chiar ești nesimțit. Să vină toată lumea mâine la birou și să grup cu toți prietenii, să vină să mă ajute să caut mâine. Fără. Mi-am pierdut pisica! Nu mai filmez nimica! Stop, rec!